Odată cu aprobarea ordonanței de guvern din data de 31 ianuarie 2023, serviciile conexe actului medical nu vor mai putea fi validate și raportate la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș decât dacă vor fi acordate în baza cardului național. Până la această dată se puteau acorda și uh, fără uh, validarea prin card național. Când vorbim de servicii conexe a actului medical, ne referim aici la serviciile de acordate de psiholog, de logoped și de kinetoterapeuți. Excepție fac acele servicii conexe a actului medical din categoria celor trei care le acordă medicul la distanță. Dar aici, acestea nu vor trebui validate cu cardul fiind acordate la distanță, dar aici medicul este obligat să consemneze în fișa pacientului și în registru data, ora și modalitatea prin care a acordat acel serviciu la distanță, adică fie prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare. Tot ca și o noutate a ordonanței de care am amintit anterior, facem cunoscut faptul că legiuitor a stabilit că până la 30 iunie 2023 va trebui elaborat, aprobat și avizat și aprobat contractul cadru și normele de aplicare a contractului ca Cadru. tot ca și noutate această ordonanță modifică segmentul de acordare a concediilor medicale. Vorbim aici de ordonanța de urgență 105/2005, dar Uh, pentru uh, aceste modificări, legiuitorul a stabilit un termen de 30 de zile de la data publicării, astfel încât în perioada uh, următoare să fie elaborată legislația secundară, adică normele de aplicare a ordonanței, care să stabilească cum vor fi uh, aceste noutăți uh, aplicate în concret uh, în, uh, pe segmentul de concedii medicale.